Bună ziua, dragilor, ne vedem din nou, ne-a văzut de ceva vreme, în altă ipostază, în alt cadru. Sunt cu Marius Dumitrașcu, de la Marius Design. Cum l-am găsit pe Marius? L-am găsit pe internet, am căutat body kit de Lamborghini și mi-au apărut o grămadă de știri despre un designer român care a făcut primul body kit de Lamborghini în 50 de bucăți, serie limitată. Am mai căutat și alte firme și până la urmă am decis că Marius este omul potrivit și am început colaborarea cu el. O să ne spună Marius mai multe despre el. Salut, Marius! Salut! Îmi pare foarte bine că sunt pe canalul dumneavoastră și îmi pare foarte bine că ați apelat la mine. Eu sunt la bază designer auto. În industria de tuning n-am activat în industria producătoare pentru că mi se pare cel mai interesant să îmbunătățești ceva care deja este foarte bun și că reușești să faci treaba asta. Cum ai ajuns aici? Că e o meserie foarte... A fost un hobby care între timp s-a transformat într-un job și apoi într-un business. Multă lume mă întreabă cu de unde a venit pasiunea, cum... N-a fost un moment de zero. N-a fost un moment de zero. Eu când aveam 5-6 ani, aveam reviste cu mașini în casă și desenam peste ele cu carioca, alte elemente, bară. Dar la mine, la țară, eu nu știam ce e la tuning, body kit-uri și așa. Deci, practic, a venit de undeva de la Dumnezeu, ca la cântat, ca la, nu știu, dansat. Apoi, în timpul școlii, în loc să fiu foarte atent la ore, desenam. În liceu, doamna profesoară Andrunache, despre care vorbesc întotdeauna în toate interviurile, a văzut treaba asta la mine și a zis: tu trebuie să faci asta. Și m-a lăsat să desenez în timpul orelor. Ce profesor era? De română. De română. Da. Și m-a lăsat să desenez în timpul orelor ca să mă antrenez, să zic așa. Și după aia m-am apucat de electronică, după 2 ani m-am lăsat când aveam timp să desenez. Și apoi am început să activez în industrie, mi-am făcut, mă rog, niște reclamă pe internet, au văzut oamenii care trebuie și am ajuns să am mașini care sunt la SEMA. Ce e SEMA? SEMA este cel mai mare show auto de tuning din lume, care se ține la Las Vegas, în Statele Unite, și am avut acolo prezentate un Ferrari F12 și un Lamborghini Aventador. Foarte tare. Niște proiecte foarte mari, da. Foarte tare. Și în momentul ăsta produc jante forjate la comandă, o să vorbim despre ele. Și cel mai produc body kit-uri și fac consultanță în ceea ce privește... Și faci tu designul tot la jante, de la cap la coadă? Da. E o chestie care mie îmi place să cred că nu se face la noi. Nu, dar cred, nu sunt sigur. Să facă design la jante. Adică nu știam că cineva poate să facă design la jante. Da, și fac... pe internet la toate mașinile care am avut și cumpăram jante. Ce model îmi plăcea? Nu știam că pot eu, dacă îmi vine vreo idee, să apelez la cineva și să zic, da, cum jantele așa, cu S de la Sorin sau cu... Absolut. Eu o să vă povestesc de un potențial client foarte interesant în treaba asta cu jantele. E o chestie pe care nu o face multă lume pentru că nu toată lumea e designer. La mine, la treaba cu jantele, e ca la tatuaj. Vine omul, stăm la masă, îmi povestește ce vrea să aibă pe jantele lui și îi facem exact ce își dorește. Și de cam cât durează din momentul când stai cu omul de vorbă până îi dai geantele? În momentul în care designul este stabilit, durează între 6 și 8 săptămâni. Ah, rapid. Da. Și se produce un singur set, jante forjate în primul rând, nu sunt jante flow form sau turnate, uh-huh, adică cele mai rezistente de pe piață. Se produce un singur set și nu se mai fac da, replici. Adică să fie unic. Să da, mai este, rămâne unic. Absolut. Și după aia, uite, mai are și vecinul. Rămâne unic pentru client. Și am clienți de genul, unul are copil născut pe 25-a treia și trebuie să-i fac o jantă legată de copilul ăla. Și am discutat să facem 25 de spițe în 3 designuri diferite. La nivelul ăla de custom mergem. E mai nasol când își face genți cu ceva legat de nevastă, cu designul, ca așa, să-și facă tatuaj, că după aia divorțează și toți mai tare. Da, dar eu sunt fericit că mai vine și mai faci un set, exact. Da. Asta în materie de jante și, la fel de important, după părerea mea, fac parte de consultanță în ceea ce privește achiziția de mașini, tuning-ul, montajul, lucrez cu diferiți parteneri. În treaba asta am tot încercat piața și am ajuns să-mi aleg pe sprânceană câțiva parteneri, cum sunt cei de la Vivacy pe tot ce înseamnă interior, suntem la ei, cum sunt cei de la Racebox pe ceea ce înseamnă performance și montaj și înfoliat, cum este Adi de la Performance Garage, nu Performance Garage, Premium Garage, Premium Garage, da, care e pe vopsit, după părerea mea, cel mai bun. Și, na, încerc să ofer clienților mei
cea mai bună experiență și, general, și cea mai de calitate. Cu ce fel de mașini? Ce mașini se tunează? De ce nu sunt un în general, clienți high ticket, clienți care au mașini de peste 100-120.000, cea mai ieftină mașină pe care am făcut-o a fost un Serie A7 din 2018. Asta din cauza că dacă e o mașină care nu are valoare așa mare, s-ar putea ca kitul să coste mai mult decât mașina? Sau absolut, care, întotdeauna. Care e lumea la noi nu știe exact. Tuning-ul de brand costă foarte mult. Body kit-urile costă mult. Jantele. Ce înseamnă sunt... body kit? Body kit înseamnă alte elemente de caroserie. De exemplu, bara față. Okay. Asta de la Lamborghini e desenată de ei, făcută de ei. Și sunt diferite branduri, cum ar fi Novitec, Mansory, Brabus pe Mercedes, etc., care fac alt design și alte... De ce alte diferența așa mare de preț între un brand și altul pentru body kit? De exemplu, am văzut la Novitec un preț și după aia era firma aia care s-a desprins din... Da, Keivani care s-a desprins. Keivani ai 120.000 sau 150.000 de euro body kit de mașină. Odată vorbim de... În primul rând, de fapt, vorbim de scarcity. Este foarte rar kitul de la Keivani. Dacă un brand face o mașină și zice produc 15 kituri, acele 15 mașini vor costa foarte mult în viitor. A, din cauza că e serie foarte limitată. Absolut. Dacă, în schimb, vorbim de un body kit cum este Stesso de la Novite, care nu este serie limitată. Serie limitată, costă mai puțin. Apoi vorbim de materiale, vorbim de... Dacă e carbon sau nu e carbon. Dacă e carbon sau nu e carbon, absolut, da. Ce? Nu, e ok, okay. De regulă, da. Dacă e carbon, dacă nu e carbon, material diferă, brandurile... Dar au fost diferențe foarte mari de preț, adică body kit la Novitec 30, 40, 50 în funcție dacă vrei să-ți iei și capotă sau fără capotă și trebuie să duc 100 și ceva de mii, adică de 3 ori mai mult. Da. Și nu mi s-a părut la design așa de mare diferența încât să justifice cei 100.000 de euro în plus? De la asta un... cu designul ține foarte mult de client. De gusturi. De gusturi. Nu putem să facem un top. Poate mie îmi place body kit-ul de la Novitec și altcuiva îi place mai mult ăla de la Keivani. Da, body kit-ul de la Novitec mi s-a părut mai puțin agresiv decât este un body, de exemplu. Adică Mansory deja se duce în altă sferă, să zic așa. Adică mai puțin mașină de stradă și mai mult de curse sau de circuit sau de... Nu cred. Cred că este vorba de piața pentru care este făcut body kit-ul ăla. Că și eu făceam același lucru ca designer. Dacă aveam o colaborare cu un brand care îmi spunea Marius, eu vreau să vând pe zona arabă sau pe zona de sud-estul Asiei, făceam ceva foarte over the top. General, japonezii, chinezii, am văzut cu filmele astea cu racing, cu nu știu. Am vândut în Vietnam o chestie, Ferrari F12 cu 6 cm. Am văzut, de exemplu, ăsta, kit-ul arată ca și la Aventador în spate, adică evacuare în mijloc, de la Mansory. E foarte asemănătoare cu Aventadorul ce au făcut ei în spate Mansory. E o tehnică de design folosită ca să nu, ca să fii sigur că nu faci ceva care nu arată bine, sau mă rog, care nu se pupă cu mașina, te inspiri din celelalte modele foarte, foarte cunoscute. Am înțeles. Și mult mai ușor pentru băieții aia designer de acolo să facă ceva plăcut ochiului. Deci tu, în afară de design, faci și consultanță, nu? Da, în afară de design faci și consultanță. Adică vine un domnule, mi-am cumpărat o mașină, un Mercedes nou sau un Audi sau un BMW. Exact. Ce recomand să pun pe ea? Bugetul este ăsta, ce îmi recomand să pun pe ea? Jantele sunt desenate de mine, body kit-urile se pot aduce de la absolut toate brandurile mari de peste tot, de fapt. Și în timpul achiziției, cred că am un mic aport. Știm foarte bine experiența cu Urusul. Lucrul ăsta nu se face la noi. În general, kiturile la noi se vând la modul mi-am luat mașina, știu ce vreau să-mi iau. Și oamenii nu sunt atât de educați în ceea ce privește tuning-ul. Ar vrea să-și facă ceva wow, dar nu cunosc decât brandurile mari, Mansory, Brabus. Problema este că pandemia asta schimba foarte, foarte mult și piața auto, din cauza că acum se așteaptă foarte, foarte mult după mașină, numai ca înainte când comanzi mașina și în 3 luni de zile vine. Se așteaptă după tot. Am vrut să iau o dubă Ford de la firmă care data trecută când am luat-o în leasing, era în showroom 3-4 bucăți și am zis, dă-mă pe asta și gata, că e o dubă până la urmă de la firmă cu care umblu.
Acum a fost din nou cu șoferul meu să cumpărăm altă după și zic, un an și două luni. Domnule, dar zic, mă uitam pe sus, la Lamborghini sau la Ford? Adică cum să stau un an și două luni după după care costă 20.000 de euro sau ceva? Se așteaptă la tot. Se așteaptă mai nou și la Loganuri. Și am înțeles că mașinile astea cum avem noi în spate, merge sensul ăsta G, nu? Da, Jack la G63 ani. G63, ăla, că nu mai fabrică sau au... Nu, au comenzi până peste 2 ani jumate. Deci dacă comanzi acum o mașină, trebuie să aștepți 3 ani de zile da, să-ți vină. Da. Dar timpul ăla poate să schimbă, îl fac și ei mai rotunșit, nu? Păi oricum o să scoată, oricum o să scoată facelift și o să scoată și varianta electrică de la el. Ideea este că la mașini de genul ăsta, G-Class, mai ales la G-Class 63 și la Urus, mașinile astea sunt o oportunitate de a face bani și pentru clienți. Pentru că dacă ai răbdarea să aștepți un an, doi ani pentru un G-Class, în momentul în care ți-a venit, în prima lună îl vinzi cu 50.000 peste sigur. Ai ca și la ceasuri, așa și cu absolut, ceasuri, cu Rolex-uri și absolut. Poate, oamenilor care nu au timp să aștepte și nu vor să aștepte. Am înțeles că unii fac și o afacere din chestia asta, adică absolut, cumpără 5, 6, 10 mașini. Absolut. Dar așa funcționează și... un dealer auto. Cumpără multe mașini și când apar le vând oamenilor fără timp. La mașina asta ce ai făcut până acum? La mașina asta am aplicat o folie. I-am făcut un negru satin. Păi, să atunci, haide să o arătăm ca să nu povestim. Uite mai bine să vedeți despre ce e vorba. Mașina asta, de exemplu, n-a fost condusă până acum de client. A fost condusă doar de mine. Că așa funcționează. La mine vine dar clientul... Dar n-ai fost chiar cu astea, nu? N-am fost încă. Nu, pentru că s-ar fi aflat. Dacă era clientul... Te pozau paparații ceva? Bineînțeles. Hai să punem asta aici sus pe... Deci hai să vedem și elementele care au fost modificate, Marius, de când a venit mașina din... Din fabrică. Mașina asta era negru lucios total. În primul rând am zis să schimbăm un pic designul, să fie mai interesant. Am aplicat un negru satin împreună cu partenerii de la Racebox. Și ies în evidență mai mult... Ies în evidență mai mult toate formele, toți mușchii mașinii. Așa. Și în același timp se face și un contrast foarte interesant cu luciosul. O să vedem și pe spate. Deci aici în jos a rămas partea lucioasă. Da, și sus este satin. Aici o să mai vină modificări făcute la absolut, partea din față. Absolut, o să vină un body kit, atât, dar o să povestim despre el, body kit okay. Esteso de la Novitec. Ok. Pe restul mașinii s-a aplicat prima dată un PPF de protecție. PPF-ul este o folie de protecție transparentă. Ok. Iar peste toată mașina s-a aplicat o ceramică care ajută foarte tare să protejeze în plus mașina, să rămână mult mai curată, dar o să vă arăt, decât să vorbesc eu, o să vă arăt cam ce face. Apa pur și simplu nu mai stă pe mașină. De la 80 la oră în sus, dacă mergeți prin ploaie, nu mai trebuie să folosești ștergătoarele. Și pe toată mașina, din cauza faptului că apa curge, mașina rămâne mult mai curată, mult mai mult timp. Mergând prin spate, câteva elemente au fost lăsate lucioase tocmai pentru efectul de contrast și pentru un design mai interesant, atât trimurile de aici cât și jos. În spate, spoilerul ăsta micuț, partea cu Lamborghini și difuzorul de jos. Astea sunt schimbările pe care le-am făcut acum la exterior. Urmează cât de curând să facem... o schimbare mult mai mare cu un body kit de la Novitec, care se numește Esteso, un body kit white body complet, în sensul în care avem aripi mai mari, mașina se va lăți, praguri, un lip față, nu o să se schimbe toată bara, o să fie o prelungire. Aceste elemente vor fi vopsite în culoarea mașinii, iar în plus o să vină niște elemente tot de la Novitec de carbon, oglinzi de carbon, aceste accesorii de aici, în spate spoilerul mare de sus, spoilerul mic de jos. O să modifici spoilerul ăsta? Da, absolut. Adică o să vină altul mai mare sau cum? O să vină altul mai mare și mai agresiv. Iar aici avem tot așa un element de carbon de la cei de la Novitec. Unde e scrisul de la Lamborghini sau unde? Da. Cum este ăsta de plastic negru, aha, o să vină de carbon. Aha. Cu scrisul Lamborghini. Astea ar fi schimbările pe exterior în ceea ce privește caroseria. Bineînțeles, vin și schimbările de jante pe care o să le arătăm oamenilor imediat. Și pe lângă elemente de caroserie o să vină și tipsurile de la cei de la Novitec, care nu mai sunt rotunde, au o formă... Tipsuri? Sau cum se numesc? Tipsuri? Tipsuri de evacuare, da. Adică țepile astea două. Partea asta, da. Da, o să vină pătrate, nu? O să vină pătrate, da.
Se vor combina mult mai bine cu lucrul ăsta. Și astea sunt jantele care vor rămâne de iarnă, nu? Astea sunt jantele care sunt pe 23 și sunt standard la cei de la Urus. O să vină jantele Marius Design House desenate special pentru mașina asta, set unic, tot pe 23, dar o să vi le arătăm imediat. Pentru că am cam terminat cu body kit-ul exterior, clientul a ales să nu modifice capota. Din ce cauza a ales clientul să nu modifice capota? Din cauza faptului că era pentru gustul lui mult prea agresiv. Și în plus de asta avea avea niște fanta aici care în momentul când mergea la spălătorie intra apă aici, absolut, nu? Absolut, rămâne apă, da, pentru că nu s-au făcut niște sisteme prin care să rămână, să se ducă apa, practic. Deci o să vină kitul complet de la Novitec, în afară de capotă, nu? În afară de capotă, dar cu toate elementele de carbon. Pe interior, în schimb, avem alte planuri. Deja am montat pe interior, putem să le arătăm oamenilor deja. Da, hai să trec eu pe partea asta altă, ca să... Putem să le arătăm oamenilor deja, am... Am montat aceste trimuri de carbon, care înainte erau de plastic, care sunt și pe praguri, dacă puteți vedea asta, să le arătați, și pe uși, atât în față cât și în spate. Sunt niște trimuri care vin de la Mannhardt, din Germania. În general am văzut că nemții sunt cei mai buni pe kituri de astea. Nemții sunt cam cei mai buni pe tuning din general. Cam avut și pe ABT-ul și ABT-ul făcea de toate, de la modifica puterea la motor, până la... Da, inclusiv cei de la Novitec modifică puterea la motor. Pentru orice înseamnă performance, cum am zis, lucrez cu cei de la Racebox, care după părerea mea sunt cei mai buni din România pe așa ceva. Cum am zis, am ales aceste trimuri de carbon pentru a se potrivi cu exteriorul mașinii care va veni cât de curând. Va veni cu carbon. Da, acum ideal ar fi să arătăm oamenilor și jantele și pentru asta trebuie să... Păi adu laptopul ca să arătăm jantele. Da. Sunt curioși, o să văd cum arată jantele. Ei, și să vorbim un pic de jante. La mine tot începe de la... Hai să închidem ușa, că e gălăgie. Băieții ăștia lucrează. Noi suntem într-un atelier aici la Viva Sileder. O firmă foarte, foarte bună, care face și tapiserii la mașine și volane. Și ce mai fac ăștia? Tot ce înseamnă trimuri de interior, tapiserii, volane, carboane, tot. E un gheu acolo, să ne uităm un pic înăuntru după ce ne arătăm asistențiile. Da, superb l-au făcut, adică l-au făcut tot au schimbat la el. Exact, acolo putem să explicăm mai bine ce fac băieții. Mm-hmm. La mine, în ceea ce privește jantele, totul pleacă de la o schiță. Okay. Eu nu am jante de catalog, în care omul își alege și își cumpără o jantă pe care o mai au, nu știu, 100 de oameni. Da. E ca la tatuator, cum am mai și zis în interviul ăsta. A venit omul, ne-am întâlnit, i-am propus acest design, i-a plăcut foarte mult. După ce se fac schițele, se face proiectarea 3D. Ca să-și dea seama clientul exact cum o să arate. Da, da, da. Noi am ales prima dată un negru cu galben. Însă apoi am schimbat un pic proiectul și am rămas la un negru complet. Da, da, mi se pare mult mai elegant așa. Da. Și am făcut și o simulare cum va arăta mașina cu kitul de la Novitec. Deci asta e după ce o să montez kitul de la Novitec, nu? Da, da, da. Ăsta are și capotă. Noi nu o să avem capotă, dar se văd jantele. În rest, și în față se vede elementul ăla jos. În față este elementul ăsta de jos, aripile aici, pragurile. Aripile sunt, văd că, mult mai pronunțate, mai ieșite în exterior. Da, 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 da. Iar în spate o să lăsăm o surpriză. Deci așa o să arate mașina. Așa o să arate, dar cu toate elementele de carbon. În spate nu arătăm, arătăm data viitoare când montăm și kitul ăla peste vreo lună ceva. Astea sunt elementele de carbon de care ziceam în exterior, care o să schimbe elementele de plastic care sunt pe mașină. Oglinzile. Accesoriile astea, spoilerele, cum ziceam, vedeți spoilerul de sus, e mai pronunțat, aici se ridică un pic. Este, dar nu se schimbă cel vechi, se pune peste. Ok. De, e un accesor în plus. Și asta este partea din spate cu scrisul Lamborghini. Uh-huh. Cam asta o să fie proiectul complet. Uh-huh. Bineînțeles, noi putem să mergem mult mai mult decât atât, de la sistem de sunet,
la fel împreună cu Racebox, performance împreună cu Racebox și un interior complet împreună cu partenerii de la Vivacy. Aici este foarte simplu, eu pot să vin ca designer cu o propunere, cu orice vrea clientul, cu ce tip de cusătură vrea, cu ce design, dacă vrea să scrie pe scaun, orice, și putem să facem. Dă-i și ok un pic să vedem cum se aude. Dacă e cheia în mașină. E în mașină, e la mine în buzunar. Din interior nu se aude atât de tare, că e antifonată bine, din exterior se aude. Acum e pusă pe la stradă, nu are mai multe... Aici este, da, mașina asta, să nu l-ați... Închide, da. Mașina asta are de fapt toate variantele de drum. Așa. Ceea ce se numește Anima, adică suflet. Așa. Sufletul mașinii, Strada, Sport, Corsa, care sunt standard, Sabia, Terra și Neve, care sunt pentru off-road. Și una e zăpadă, nu? Parcă. Neve este zăpadă, Terra este pentru pământ. Pământ. Și Sabia este pentru nisip. Da. Strada este confortul, să zicem, varianta confort de la mașinile simple, sportul e sport și Corsa este în momentul în care vrei să simți absolut toată puterea mașinii. Și probabil că îți anulează niște sisteme de stabilitate și de siguranță, da. Aici sunt niște informații care ne vedem mașina. Hai să auzim și motorul. Da, îmi spuneți să accelerez. Da, hai. Cred că e de ajuns, nu? Da. Dar da. Nu s-a spart difuzorul la telefon. Da, și cam ăsta este proiectul complet momentan. Vedem cum... 61 de kilometri, te-ai băgat până la Bambu, până la Fratelii, până la astea... Până Nordului, da. Te-ai vârtit pe acolo, da. Dorobanți. Nu prea poți să faci treaba asta, pentru că este foarte ușor să afle clienții. Dacă era un Logan alb, da. Puteam să mă scot cu un urs modificat un pic. Deci vedea clientul poză făcută de cineva pe Facebook sau absolut, pe nu știu unde, nu? Sunt foarte mulți băieți, sunt foarte mulți băieți foarte tineri care stau prin zonele alea. Aha, și când vine o mașină, așa ești la Monaco, în fața cazinoului, sunt 20-30 de oameni care fac poze tot timpul și vine ea cu Ferrari, cu Lamborghini, cu Bentley, cu nu știu ce. Eu apreciez foarte tare pe băieții ăștia pentru că practic și ei ne fac reclamă nouă. Normal. Păi hai să vedem și ce au făcut băieții ăștia cu Mercedes-ul, că mi-a plăcut. Da, el, nu e, o culoarea nu e pe gustul meu, dar arată impecabil așa, ca și design, ca și tot. Să oprești și motorul ca să nu ne gazăm. Deci ăsta e un G. Asta este 63 un... parcă, nu? G63, da. G, da. Făcut integral de băieții de unde ne aflăm noi, de la Vivacy Leather, au schimbat tot. Toată culoarea inițială, tot, scaune, piele. Inclusiv plafonul. Plafonul. Care are și skyroof. L-au făcut plafonul ca la Rolls-Royce cu luminițe. Cu luminițe. Dar putem să-l și arătăm. Păi hai să-l arătăm. Uitați cum se... Oprește radio. Ce tare este. Am oprit radio, da. E tare. Da, este foarte tare, o chestie interesantă pentru Skyrock. Cum se numește care... modelul ăsta? Aspirator, parcă, nu? Aspirator, da. Sunt, cum sunt BMW-urile alea care se numesc Tigae, ăsta se numește aspirator. Aspirator, nu? Da. O chestie care mi se pare mie interesantă la Skyrock, ce fac băieții, pe lângă stelele astea, fac și stele căzătoare. Wow! Da, nu știu dacă ăsta are, dar unele mașini și au și... Dacă și... cad, nu ard pielea pe de pe scaune. Îți va da seama, explodează o supernova... Riscul, dacă vreți ceva super personalizat. Deci ăsta e un G63 nou nouț, care proprietarul de când l-a cumpărat l-a și dus aici la băieți să-l modifice, adică nu l-a lăsat nicio clipită așa cum a fost. La fel și Urusul, care nu a ajuns încă la proprietar, ci prima dată a ajuns la mine. Ca și Urusul care a ajuns la Marius prima dată. Deci e un AMG. Foarte interesant făcut. Foarte, foarte interesant. Și cel mai frumos la Jack, la sunetul ușii.
N-are soft close, nu? N-are, trebuie hard close. Mamă, frate! Altfel nu se închide. Nu știu, n-am avut niciodată chimie cu G-urile astea. Sunt prea pătrățoase, așa. Dacă mergeam la țară, ziceam mama că am dat faliment. Și când mi-a luat aro înapoi. Păi, mie îmi plac, că arată ca un aro. Dar îmi plac. Rușii sunt nebuniți. Am văzut rușii foarte mulți. Da, și ucrainieni, da, da. Și arabi. Da. E faină mașina așa. Da, iar acum este o mașină de făcut bani. Cine a pus mâna pe un dăsta? Cât aștepți acum? Dacă vrei să comanzi, acum mergi mâine la Mercedes să comanzi o mașină, dar cât durează? 2 ani jumate, mamă. Da. Până atunci schimbă ăștia modelul și o fac rotundă. Exact. Să sperăm că nu, să sperăm că țin aceeași linie de design. Da, interesant. Astea pe cât sunt roții astea? Pe 22, pe 21? Astea apar pe 20. 20, nu? Foarte mici, da. Am văzut că sunt mai mici decât la Lambo, care e pe 23. Da. Bine, este și roata de la Lambo mai mică, oricum. Lambo fiind, dacă veniți de ei, se vede că e o mașină mult mai mică decât G-Class. Este mult mai scundă. Dar este o mașină foarte frumoasă, Ursul. Da, au făcut-o la design foarte fain, adică pentru un SUV chiar au reușit-o. Chiar e foarte. Sunt curios cum o să fie pur sanghe ăsta de la Ferrari, știi? Exact asta aveam să zic și eu, să vedem cum o să fie pur sanghe. Da, o să mai dureze, am înțeles. Au apărut două poze în presă. Păi de-aia zic, au apărut două poze, ei au avans. Zice, a fost la Ferrari și zic, domnule, cât avansul? Zice, 50.000. Zic, mașina când vine? Păi nu știm, într-un an, doi. Da. Păi frate, când îți dau niște bani, spune și mie că vine într-un an sau vine într-un an jumate sau în doi. Poate vine în trei, poate deloc. Da, după părerea mea, cred că cel mai corect ar fi să zică timpul maxim de așteptare. Exact. Atunci când clientul primește mașina mai repede decât se așteaptă, să fie mulțumit. Decât, exact. Decât să-i spui un termen scurt și apoi să-i zici, doamne, mai întârzi de 5 luni, mai întârzi de 3 luni. Mai avem ceva de atins, Marius? Mai vrei să spui ceva? Mai? Asta este mașina, am prezentat-o. O să mai facem partea a doua în momentul când vine și kitul ăla de la Novitec. Absolut. Bine și înțeles. După ce va veni modificată, exteriorul aproape total va fi modificat. O să mai facem încă un video cu noile modificări. Cam asta este. Dacă vom atinge și partea de interior, la fel o să vă anunțăm. Da, în toamnă o să atingem și partea de interior, pentru că culoarea asta e foarte, foarte frumoasă, dar e foarte sensibilă. Adică dacă ești cu blugii sau cu asta, automat așa arată foarte bine, dar e prea deschisă. Oricum, oamenii pot vedea toate proiectele la care lucrez în timp real. Unde? În primul rând pe TikTok, unde este care este aplicația pe care o folosesc cel mai mult, pentru că, după părerea mea, este cea mai bună. Și cum te găsesc oamenii? Marius Design House, într-un cuvânt, H-A-U-S-E, ca în germană. Pe Instagram, la fel, Marius Design House, doar că acolo contentul e mai mult cu poze, cu un content ăsta foarte aranjat. Okay. Pe TikTok este foarte personal, cum am vorbit astăzi cu dumneavoastră, vorbesc cu oamenii pe TikTok. La fel, pe mariusdesignhouse.com, site-ul este în construcție, o să fie rezolvat cât de curând. Și, mă rog, și pe Facebook, dar acolo nu suntem atât de activi. Mersi mult de tot, Marius. Ne vedem data viitoare când punem kitul de la Novitec. Mersi mult de tot. Ai făcut o treabă foarte bună. Mulțumesc. Și sunt foarte mulțumit. Mulțumesc mult.